Inspectoratul școlar județean a anunțat din nou o schimbare în organigrama instituției. Profesorul Ioan Gheorghe Bonaț a fost numit prin detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic. Acesta va înlocui pe Livia Pop, unul dintre cei mai vechi inspectori maramureșeni. Potrivit informațiilor reprezentanților ISJ Maramureș, această schimbare a intervenit în condițiile în care Livia Pop își va desfășura de acum înainte activitatea la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, zona nord-vest. Ioan Gheorghe Bonaț este profesor la Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare. Este licențiat în Inginerie Mecanică și Ingineria Produselor Alimentare și are studii postuniversitare în informatică aplicată.